Hei, bună tuturor, sunt Claudia Niță și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vreau să vă vorbesc despre niște trenduri care trebuie să moară, să dispară, să se sinucidă în make-up, dar nu numai, am câteva care trebuie să dispară, să se sinucidă, să moară și în alte domenii. Așa că dacă vrei să vezi care sunt acele trenduri care trebuie să dispară, să moară, să se sinucidă, rămâneți cu mine în continuare. Bun, astăzi mi-am pus eu pe foaie așa, cam 13 trenduri pe care aș vrea să le văd moarte, pe care aș vrea să nu le mai văd niciodată. Sunt în mare parte despre make-up, pentru că despre asta este vorba pe canalul meu de YouTube, dar nu numai. Primul trend pe care eu pot să spun că pur și simplu îmi este greață când îl văd și nu-mi place, mi se pare oribil, conturarea buzelor exagerată. Adică e ok să depășești conturul buzelor puțin, cât să faci o anumită corecție a buzelor, pentru că nu toată lumea are buze cărnoase, nu toată lumea are buze mari, nu toată lumea și așa mai departe. Mi se pare un lucru care e cam urât, pentru că se vede, nu trebuie să-ți depășești buza până aici ca să ai buze mari. Dacă îți dorești cu adevărat să ai buze mari, mai bine te duci și îți faci o umplere de buze cu acid hialuronic, pentru că este mult mai ok decât să depășești buzele până la nas, să arate oribil, ca și cum ungi așa pe stradă. Mie mi se pare aiurea să umbli așa pe stradă. Deasupra buzei există o dunguliță mică albă, peste care se poate pune conturul buzelor. Dar pe lângă conturul buzelor, fac o paranteză, degradeul buzelor, gata, s-a dus, gata, a fost, nu mai e, lăsați-l să plece. Am vorbit prea mult despre conturul buzelor, să trec peste. Alt trend pe care l-am tot văzut este acel machiaj exagerat în partea de jos al ochilor, care pornește din colțul exterior, vine așa până pe ciarcăne și apoi de aici o linie așa în nas. Machiajul în partea de jos al ochilor cu o dungă albă așa și în interior dungă albă și pe linia apei, foarte exagerată, nu-l înțeleg, deci chiar nu-l înțeleg, mă depășește total acest trend. Machiajul în partea de jos al ochilor, pe care și eu îl fac în partea de jos, pornesc frumos, cobor puțin cu machiajul și merg frumos pe linia lui, încerc să corectez ochiul, că de fapt asta înseamnă din punctul meu de vedere un machiaj, să corectezi ceea ce nu e perfect, să spunem, pentru că din câte am observat, noi ca și omenire tindem spre perfecțiune, dar nu o să o atingem niciodată, pentru că niciodată noi nu o să fim mulțumiți de noi, dar să încercăm să, de exemplu, dacă forma ochilor tăi nu este migdalată, încerci să o faci migdalată. Eu înțeleg lucrul acesta, că încerci să corectezi forma ochiului, dar nu înțeleg de ce trebuie să exagerezi cu anumite lucruri, de ce machiajul ochilor trebuie să ajungă până aici, la ciarcăne, nu, până aici la mijlocul ochiului și de la mijlocul ochiului să vină în nas, așa. Nu știu, pe mine mă depășește trendul ăsta. Aceste trenduri sunt privite din punctul meu de vedere, nu trebuie să fiți de acord cu ele. Înțeleg dacă nu sunteți de acord cu ele, pentru că nici eu nu sunt de acord cu anumite puncte de vedere al altor oameni, dar eu vreau să vă spun care sunt trendurile care ar trebui să moară și să dispară din punctul meu de vedere și pe care nu le înțeleg. Pur și simplu nu le înțeleg. Ok, să trecem la al treilea, zic. Al treilea trend pe care iarăși nu-l înțeleg și cred că ar trebui să moară este acel alb sub arcadă. Nici măcar nu știu ce să spun despre albul ăla sub arcadă. Mi se pare la fel chicios. Mi se pare că atunci când îl văd într-un machiaj, suntem în 1998 sau în 2000, atunci se purtau genul ăsta de machiaje. Nu știu, încercați să nu vă mai puneți alb sub arcadă, nici si de fat, nici alb mat, nici absolut nimic alb sub arcadă, că arată urât. Arată urât și nenatural. Anul acesta machiajul trebuie să meargă spre cât mai natural. La față, la ochi, la buze, la sprâncene, la absolut tot, trebuie să fie cât mai natural posibil sau să ducă spre naturalețe, să dea impresia măcar că este natural.
albul acela sub arcadă mie nu mi se pare natural deloc. Mi se pare că e forțat să fie lumină aici sub arcadă. Al patrulea trend pe care nu știu dacă l-ați observat sau nu, eu l-am observat și mă deranjează efectiv, mă zgârie pe ochi când îl văd, este machiajul tenului deschis la culoare, la un ten deschis la culoare, o sculptare foarte intensă pe față, pe pomeți, pe frunte și așa mai departe, iarăși mi se pare nenatural. De ce o persoană care este albă să aibă un contur intens? Conturul și sculptarea feței, la fel, se face ca un fel de corecție, ca un fel de, nu știu, dacă îți place neapărat să faci lucrurile acestea cum îmi place mie, eu fiind și mai plinuță, simt nevoia să fac acest contouring. După cum vedeți, și eu am o umbră naturală de desubtul bărbiei și a maxilarului, această culoare de aici, care este spre gri, aceea este umbră naturală. Al cincilea trend, care din nou cred că și acesta trebuie să dispară, sunt acele sprâncene foarte grafice. Acelea deschise aici în față, în degrade, deschise aici în față, drepte, încerc să vă explic cam cum pot, drepte și sus și jos, și așa cu ca un fel de ombre a sprâncenei. Trebuie să dispară acest trend. Anul acesta se poartă sprâncenele foarte natural conturate, adică se poartă firele de păr, efectiv. Vă rog eu frumos, nu vă mai conturați sprâncenele așa grafic, pentru că nu se mai poartă. Gata, s-a dus trendul. Sprâncenele noastre, în mod normal, nu sunt la fel ca și structură. Una este mai sus, una este mai jos, una e mai groasă, una e mai subțire. Și da, trebuie să le aducem puțin una cu cealaltă, să semene cât de cât. Adică nu una să fie aici și una aici. E absolut normal lucrul acesta, dar nu trebuie să fie identice. Da, se poartă sprâncenele cât mai naturale. Dacă aveți cliente sau voi, dacă aveți sprâncene, încercați să nu le mai conturați foarte, foarte intens. Doar umpleți golurile unde nu aveți păr și eu cred că este suficient atât, fără să faceți acel degrade și acel ombre al sprâncenei. Eu respect preferințele fiecărui om, dar încerc să-i dau argumente de ce nu îi stă bine așa sau de ce nu se mai poartă acel lucru și așa mai departe, exact ca și la haine. Anul ăsta se poartă pantofi galben, anul viitor nu se mai poartă pantofi galben. Cumva trebuie să ne adaptăm acestor trenduri și să încerc, nu să ne adaptăm, că acum dacă vine cineva și spune că se poartă o lumânare lipită în frunte și ție nu-ți place, normal că nu o să adopți acel trend. Al șaselea trend care trebuie să dispară sunt genele acelea evantai. Că nu știu cum să mă exprim altfel să le spun. De obicei, acele gene sunt de tip bandă, cumpărate din cine știe ce magazin cu 2 lei, 3 lei, 5 lei, habar n-am cât costă. Și când deschizi ochiul, nu se mai vede machiajul. Se văd doar genele negre și atât. Eu, de exemplu, că pot să mă dau exemplu pe mine, aplic gene false de tip smocuri și eu doar umplu golurile atunci când dau cu rimel și văd, sunt anumite goluri. Acelea trebuie umplute ca să pară cât mai natural, dar nu trebuie dintr-un capăt în celălalt aceeași dimensiune și aceeași densitate și așa mai departe. Cu sprâncenele de tip smoke poți să-i dai o formă ochiului, poate alungită, poate în colțul exterior pui gene mai lungi, poate pui pe mijloc gene mai lungi, dar nu trebuie să fie aceeași mărime și densitate dintr-un capăt în celălalt. Nu, e urât, chicios, cum vreți să spuneți. Al șaptelea trend care trebuie să dispară sau să moară este acel smokey eyes până în arcadă. Smokey eyes negru, de jos, de la bazadelor, până în arcadă, aceeași culoare, negru. Poate câteodată un pic de alb așa sub arcadă, la fel nu le înțeleg nici pe el. Adică machiajul în general trebuie să aibă o anumită dimensiune, să aibă umbră, semi-umbră și lumină. Consider că e mult mai frumos și mai plăcut să vezi un smokey eyes care este făcut până în pliu, să spunem, cu negru, iar din pliu să se piardă ușor culoarea până în arcadă, să ajungă la culoarea naturală a pielii. De exemplu, poate vrei să faci un smokey eyes cu mov, deși mie niciodată nu mi-a plăcut smokey eyes-urile cu mov, adică negru și din negru să pornească mov. Îmi plac smokey eyes-urile care sunt mai naturale, dacă pot să le spun așa, adică cu marouri, cu negru. Al optelea trend sunt liniile acelea grafice în machiaj. Anul acesta se poartă foarte mult culorile care să se îmbine frumos, care să fie trecerea armonioasă între culori și frumoasă și cât mai naturală și mai simplă, că v-am tot bătut la cap video ăsta cu natural și simplu. Nu se mai poartă rândunici, nu mai știu cum le zice,
Am învățat și eu macajele astea, dar nu mai știu cum le spun. Rândunică, semilună, catcrisul acela exagerat, așa, o linie așa dreaptă și, nu știu, mie nu-mi place. Da. În general, liniile dure nu se mai poartă. Se poartă machiajele foarte blenduite, machiajele naturale și frumoase. Nu știu cum să mă exprim mai bine ca să înțelegeți. Pur și simplu, mie nu mai îmi place să văd rândunici, păsărici, fluturași, bănănuțe, banane închise, deschise, semilune, semisoare, semistele, ce mai e? Gata, s-au dus! Machiajele naturale sunt cele mai faine. Asta, la fel, mă refer în machiajul de beauty, nu mă refer în machiajul creativ. Machiajul creativ nu-l cunosc, nu știu, nu pot să vorbesc despre un lucru pe care nu îl cunosc și pe care nu l-am abordat, să spun așa, deci chiar vorbesc despre machiajul de beauty. Ca să nu mă înțelegeți greșit. Am terminat cu trendurile de make-up care trebuie să dispară și acum voi continua cu trenduri combinate. Al nouălea trend este trendul care în sfârșit dispare, extensiile acelea de păr imense. Doamne, atât de tare mă bucur că nu se mai poartă părul ăla exagerat și părul ăla lung, așa, până la fund, de nici nu vă imaginați. Dacă voi în mod normal aveți părul lung, e foarte bine, dar dacă nu aveți părul lung și aveți părul mediu sau scurt sau poate chiar și mai rar puțin, sunt sigură că un hairstylist cu experiență și un hairstylist bun ar ști să vă sfătuiască ce coafiură vi se potrivește cel mai bine sau ce stil vi se potrivește cel mai bine, care să ascunde defectele dacă le aveți. Am mai văzut, apropo de păr și de extensii, acea freză, părul acela foarte, foarte drept și lipit de față și lung, am văzut la Kim Kardashian, dar ei stă foarte bine așa, adică nu se vede că are extensii și că nu este neapărat părul ei. Îi stă bine, este singura persoană la care îi stă bine cu această freză. Simt că am o datorie față de oamenii care mă privesc și aș dori să le spun că chiar simplitatea este mult mai sexy decât complexitatea. Al 10-lea trend, nu știu dacă voi ați văzut sau nu, dar sunt acei papuci de plastic, nu știu exact din ce material sunt realizați, așa cu de jur împrejur și îți bagi piciorul să se vadă piciorul prin papucul respectiv. Nu înțeleg de ce ai vrea să vezi un picior într-un papuc transparent, adică să zicem că cineva ar putea să mă convingă că e drăguț să vezi piciorul cuiva într-un pantof, așa cu totul, cu degete, cu tot, 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 să zicem, ipotetic vorbind, deși nu cred asta, dar nu vreau să-mi imaginez atunci când iasă piciorul din acel papuc, cum scârție creează, așa, și cum transpiră înăuntru, că totuși transpirăm și mă gândesc că pantofii nu-i porți chiar iarna, mă gândesc că îi porți gen vara sau toamna sau, nu știu, în fine, chiar și iarna cred că transpiri într-un plastic, adică e ca și cum îți pui o pungă pe mână și stai așa cu ea închisă, fără să respire pielea și așa mai departe, nu știu, mi se par urâți și mi se par chicioși, așa consider eu. Încă un trend pe care nu-l înțeleg, ține tot de pantofi, nu înțeleg șosetele alea peste pantof, adică de ce ar trebui să-ți pui o șosetă peste pantoful respectiv, de ce să-i furi frumusețea pantofului cu o șosetă? Nu știu, pe mine mă depășește chestia asta, cu trendul ăsta, nu știu, chiar mă depășește șoseta peste pantofi, not for me. Și da, ar trebui să moară trendul ăsta. Următorul trend se adresează bărbaților, nu înțeleg cocurile alea așa la bărbați, nu știu, chiar nu pot să le înțeleg, cocurile alea prinse așa sus, jos, în față, în spate, părul ăla lung, așa, parcă neîngrijit. Nu știu, vouă vă place așa ceva? Vouă vă place să vedeți un bărbat cu un coc? Adică gen, mă trezesc dimineața și îi spun la soțul meu hai să ne facem părul împreună, eu ți-l prind ție și tu mi-l prinzi mie. Și ultimul trend, cu numărul 13, sunt ciocărele alea imense, atât puse la gât, atât. Nu mă înțelegeți greșit, îmi plac ciocărele foarte mult, mi se par drăguțe. Nu mă deranjează foarte tare, dar alea care sunt atâta, sau alea care sunt centurile, alea care se prind așa pe lângă corp, iarăși nu le înțeleg, adică asta de la gât imensă pare ca o zgardă de câine, care e legat cu lanțul de la mine de la țară,
și chestiile așa legate care duc spre porno, iarăși nu le înțeleg, adică, nu știu, poate chiar nu înțeleg eu unele chestii, na, nu știu ce să spun mai mult de atât, dar mi se pare că ar trebui să dispară trendurile astea, să nu le mai văd, pentru că sunt ciudate și urâte și ți acoperi gâtul și nu mai ai gât, că e gâtul prea... Da, mi se pare ok ciocurile la micuțe, așa finuțe, cu o piatră, cu o inimioară, cu ceva pus acolo. Da, alea atâta imense. Ok, cam astea ar fi trendurile care mie mi se par urâte, demodate, chicioase și așa mai departe. Încercați să fiți voi cât mai naturale, cât mai simple și frumoase, pentru că fiecare om este frumos în felul lui. Și nu vă mai acoperiți atât de mult cu machiaj, încercați să faceți, să realizați machiaje cât mai simple. Fiecare om este diferit. De exemplu, eu sunt mai plinuță, altă femeie este mai slabă, altă femeie este diferită, normal, fiecare suntem diferiți, fiecare om este diferit, dar trebuie să încercăm să ne păstrăm naturalețea în machiaj. Deci chiar vă rog frumos, din suflet vă rog, să nu mai exagerați cu machiajul. Machiajul trebuie să înfrumusețeze, nu trebuie să îmbătrânească tenul, nu trebuie să te îmbătrânească pe tine în primul rând. Deci chiar trebuie să te facă să te simți bine cu tine, în pielea ta, să te simți bine în pielea ta și să te întinerească, să fii fresh, să fii tu, să te simți bine tu. Eu cam atât am avut să spun astăzi, să nu fiți supărați pe mine dacă am abordat anumite subiecte care poate v-au deranjat. Pentru că nu o fac ca să jignesc pe nimeni și nu o fac ca să se simtă cineva prost. Pur și simplu vorbesc din punctul meu de vedere și vorbesc din experiența mea și din ce văd și pur și simplu mă deranjează. Acestea fiind spuse, noi ne vedem data viitoare cu un nou video. Ciao!